Astăzi este sărbătoare. Și la sărbătoare ne bucurăm. Sărbătoarea cinei Domnului aduce bucurie în inimile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu aduce bucurie în inimile noastre. Cuvântul de astăzi prezintă o casă. Vedem pe Marta și pe Maria. Iisus, într-un sat, a intrat în această casă. Și vedem cum s-a comportat Marta și cum s-a comportat Maria. Cum a fost comportamentul în casa aceea, poate fi comportamentul în casa lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu să ne cerceteze? Au fost probleme în casa aceea. Sunt probleme și în viețile noastre. Am dat titlul acesta mesajului Probleme ale Mariei și Martei. Au avut probleme. Și noi avem probleme. Nu cred că este aici cineva care să aibă probleme. Probleme de un fel și de altul. Să avem probleme la care nici nu ne gândim. Și nu cred, Dumnezeu, aceste probleme sunt foarte importante. Prima problemă a Mariei și a Martei este problema mustrării. Nu prea se vorbește despre mustrare. Marta s-a dus la Isus ca Isus să mustre pe Maria. Nu vezi că Maria nu procedează corect? Și se plânge Marta, spune, nu vezi că m-a lăsat singură, eu singură. E vina ma, Maria e că singură. Adică e o învinuire la adresa mea, eu singură, m-a lăsat singură. Adică nu-i pasă de mine. Mustră, Iisuse, mustră pe Maria, mustră, mustră pe Maria. Ce a vrut Marta a fost o mustrare nepotrivită. Domnul să ne ierte pentru mustrările nepotrivite. Dar sunt și mustrări potrivite. Și mustrele potrivite sunt necesare, dragii mei. Chiar dacă nu mai sunt la modă astăzi, mustrele potrivite. Spune în 2 Timotei 3 cu 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Această carte, Biblia, este cartea mustrării. Vreau să o prezint astăzi ca și cartea mustrării. De ce trebuie să o citim? Să ne mustre și să ne îndreptăm. O mai citești? O citești zilnic! O citești zilnic, zilnic te m-a Dumnezeu. Nu o citești. Crește analfabetismul biblic. Oameni care nu știu lucruri elementare din Biblie. Dragii mei, este nevoie ca zilnic să citim cuvântul lui Dumnezeu care ne mustră. Iată un motiv. De ce să citesc Biblia? Să mustre Dumnezeu. Poate nu v-ați gândit la motivul acesta, dar uite că în Biblie spune în 2 Timotei 3 cu 16 Cuvântul Lui Dumnezeu ne mustră. Avem nevoie de mustrare. Nu suntem perfecți. Avem nevoie de îndreptare. Cuvântul Lui Dumnezeu cea mai bună carte de mustrare. Lasă-te mustra de Cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă nu citezi zilnic Scriptura, ai o problemă cu tine refuz mustrarea cuvântului lui Dumnezeu. Un alt aspect al mustrării, tot în 2 Timotei 4 cu 2. Propovădește cuvântul, stărește asupra la timp și de la, la timp. Mustră! Deci Pavel îi spune lui Timotei, mustră! Ceartă! Îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Timotee Timotei mustră și ceartă. Dragii mei, aceasta este învățătura apostolică, să știți, ideea de a mustra, ideea de a certa. De ce trebuia Timotei să mustre? De ce trebuia Timotei să certe? Tocmai pentru că nu suntem perfecti. Tocmai fiindcă avem nevoie de îndreptare. Dacă am văzut că ne-a mustrat Cuvântul Lui Dumnezeu, aici vedem că ne mustră slujitorii bisericii. Acum te întreb, cum primești mustrarea de la slujitorii bisericii? tot mai mult trăim perioada de anarhie, că nu mai vrem să ne mustre nimeni, nici slujitorii biserici, nici Cuvântul Dumnezeu, nici autoritățile. Ați văzut acel spectacol când salva marii, acum la Marea Neagră, când era vreme neprielnică, valuri mari, la steagul roșu sus. nu, nu ascultăm de salva mari. S-au bătut cu salva mari, cu jandarmi, au vrut să intre, au vrut să intre mare și să moară. Oricum a murit destui vara, vara asta la Marea Neagră. Nu ascultăm de autorități. De, de ce erau pus salva mari? Tocmai ca să protejeze oamenii. Nu au ascultat. Nu a ascult de slujitorii bisericii. Uite, uită că aici slujitorii bisericii zice Pavel, mustră! E adevărat. Cea mai mare parte a mustrării este mustrarea individuală. Nu mustri pe nume în public, dar mustrii individual. Părinții trebuie să-și mustre copiii. E adevărat că acum noua educație este aceasta. Nu mustra, lasă-l pe copil să facă ce vrea. Și dacă lași pe copil să facă ce vrea, vor fi monștri, monștri mici. Dumnezeu să ne dea harul cum să mustrăm. Ca părinți, cum să mustrăm în biserică, chiar cum să mustrăm în societate. Deși și în societate, să știți că trebuie mustrarea. Am avut o întâlnire câțiva din Oradea cu un fost ministru de externe al României. Și nu, dacă aveți întrebări pentru, pentru, mine, zic eu, eu am întrebare. De ce ați depus un proiect de lege în Camera Deputaților care e împotriva noastră? Adică ne limita drepturile. Pe vremea lui Valeriu Zgonea, Zice, deci e adevărat, așa este. Și nu faceți nimic? Era senator. Nu faceți nimic cu acest proiect de lege? Nu, nu ne convine. Ați, ați procedat greșit. Asta e o formă de mustrare a autorităților publice. Nici ei nu sunt perfecti. Ce ei trebuie mustrați? Trebuie să ascultăm de ei, dar și să-i mustrăm dacă e cazul. Și ce a zis senatorul? Promit că în senat voi opri proiectul de lege împotriva voastră. Și l-a oprit a rămas doar în camera deputaților. Vedeți efectul mustrării? Omul se îndreaptă! Vedeți efectul mustrării în biserică? Omul se îndreaptă! Vedeți efectul mustrării personale când citești Cuvântul Lui Dumnezeu? Omul se îndreaptă! Dar tot mai mult ne este frică să mustrăm! Și spune Pavel lui Timotei, Timotei, mustră! Ceartă! E adevărat! Nu ești un tiran când mustri, nu ești un tiran când ceri. Știți că Domnul Iisus Hristos este prezentat ca unul care mustră? Spune în Apocalipsa 3 cu 19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Eu mustru și pedepsesc. Iisus spune, eu mustru, dar și pedepsesc. Fii plin de râvnă și pocăiește-te. Și spune la o biserică, spune la credincioși, nu spune la cei din lume. Eu mustru, dar pe cine mustră Iisus? Eu mustru pe cei pe care iubesc. V-ați gândit că mustrarea este o dovadă de iubire? Nu știu cum ne mustră în dimineața la cina Domnului Isus, dar din iubire ne mustră. Isus îți cunoaște păcatele, îți cunoaște nelegiuirile și te mustră pentru ele. Dar dacă își cer iertare, te iartă și te curățește. Doamne, văs să acceptăm mustrarea Ta. Este mai greu să spunem că acceptăm și pedepsele Tale. Iisus zice, eu mustru și pedepsesc. Doamne, văs să acceptăm și pedepsele Tale. Dar știți că Iisus mustră din iubire. Asta este culmea mustrării, să, să fie mustrare din iubire. Iisus spune la o biserică, eu mustru. Într-adevăr, merita biserica aia mustrată. L-a lăsat pe Isus la ușa bisericii. De aceea zice Iisus, eu stau la ușa și bat. Spune la o biserică, eu stau la ușa și bat. Nu spune la o persoană. Știu că este greu să primi mustră. Să știți că peste 10 ani va fi și mai greu să mustri. Cum zice un cuvânt în tribunal. Păi eu am fost un păstor care a mustrat pe cineva și a fost dat în tribunal. Și s-a cerut o sumă extraordinară. Păi, pentru a persoana aceea care trăia în și a fost mustrată, a zis, mai rănit, mai rănit prin mustrare. Și te dau un tribunal că mai mustrat. Dragii mei, va fi tot mai greu să mustri. Dar noi să fim oameni înțelepți care primesc mustrarea. Iisus spune, eu mustru și pedepsesc pe care -i. Marta a vrut Iisus să mustre pe Maria. M-a lăsat singur, zi Iisuse, zi, vorbește tu Iisuse, pună la punct pe, pe Maria. Mustrare nepotrivită, dar există și mustrare potrivită, mustrarea prin Cuvântul Lui Dumnezeu, mustrarea prin slujitorii bisericii, mustrarea Domnului Iisus Hristos. Vedem și o mustrare în lumea invizibilă. În Iuda, versetul 9, spune Arhanghelul Mihail, când se împotriva diavolului, se certa cu el pentru trupul lui Moise n-a îndrăznit să răstească împotriva lui o judecată de ocare ce doar a zis, Domnul să te mustre. Aici vedem îngeri. Ne prea ușor batjocorim oameni, prea ușor batjocorim îngeri. Ce? Arhanghelul Mihail n-a rostit cuvinte de ocară la adresa diavolului, și a zis, Domnul să te mustre. Dragii mei, păcătuim mult cu limba. Spunem rute și nevrute, Domnul să ne mustre. Păcătuim cu fapta. Fapte rele. Domnul să ne mustre. Și la cina Domnului să ne smerim. Cina Domnului este cina smereniei. Mă smeresc în fața mustrărilor tale, Doamne. Îmi cer iertare și vreau să mă îndrept. Asta e rostul cinei Domnului, dragii mei. Să ne îndreptăm. Să ne curățim inimile. Asta înseamnă să ne apropiem cuvincios de cina Domnului. Adică să ne curățim inimile și să ne smerim. La cina Domnului ne smerim. Domnul să te mustre, a zis Arhanghelul Mihail. Cel care are ultimul cuvânt în mustrarea noastră este Dumnezeu. Orice om poate mustra greșit. Să mustrăm pe cine nu trebuie, când nu trebuie, cum nu trebuie. Dar Dumnezeu mustră întotdeauna perfectă. Mustrarea lui Dumnezeu este o mustrare perfectă. Lasă ca Duhul lui Dumnezeu să te mustre în această dimineață. Pentru faptele și vorbele care nu trebuiau spuse. De același timp lasă harul să curgă. Sângele Lui Iisus să te curățească de orice păcate. Vei vedea că te vei apropia cu altă inimă de cina Domnului. Contează cum ne apropiem de cina Domnului. De cina Domnului trebuie să ne apropiem cu inimile curățite prin sângele Lui Iisus. De cina Domnului trebuie să ne apropiem mărturisindu-ne păcatele. Și Duhul Sfânt ne mustră. Tocmai ne, ne amintește. Ai păcătuit acolo, ai vorbit ce nu trebuie, ai făcut ce nu trebuie. Cereți iertare, smerește-te. Mărturisește-ți Dragii mei, noi ca și creștini, și noi greșim, păcătuim, dar când ne dăm seama, ne mărturisim și abandonăm păcatul. Asta e diferența. Deci a fost această problemă a mustrării. O altă problemă care a fost la Maria și Marta, problema priorității. Spune așa în versetul 39, Maria s-a așezat jos la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele lui. Și 42. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se evalua. Prioritate. Foarte mult contează prioritățile în viața noastră. De multe avem priorități greșite. Trebuie să ne mărturisim Domnul și prioritățile greșite. Doamne, am ales ce nu trebuia să aleg. Îmi pare rău pentru ce am ales. Marta a ales partea, Mar Maria a ales partea cea bună. Aparent și Marta era cu partea cea bună. Dar în ochii lui Isus nu era. Știți de ce? Marta n-a greșit ce a făcut. Dar Isus nu stătea multă vreme în casa aceea. Și cât timp stătea Isus, Marta trebuia să stea la picioarele lui Isus. Prioritatea noastră în viață trebuie să fie Isus. Și asta verificăm la cina Domnului, că la cina Domnului ne verificăm. Este prioritate în viața noastră Isus. Spune Matei 6,33 Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Deci prioritate pentru noi trebuie să fie împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Nu împărăția lumii acesteia. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu. E prioritate. Maria a ales prioritatea cea mai bună pe Isus. Cauți tu împărăția Lui Dumnezeu? Împărăția Lui Dumnezeu nu este o religie. Împărăția lui Dumnezeu este stăpânirea lui Dumnezeu. Este relația cu Dumnezeu și stăpânirea lui Dumnezeu. Noi trebuie să căutăm această stăpânire a lui Dumnezeu și trebuie să ascultăm de această stăpânire a lui Dumnezeu. Știți cum s-ar defini cuvântul cheia vieții de pocăință? Ascultare. Nu emoție, ascultare. Mulți zic, pocăință înseamnă emoție. Pocăință nu înseamnă emoție. Înseamnă și emoție, dar în primul rând este ascultare. Prioritatea noastră trebuie să fie împărăția lui Dumnezeu. Și în Coloseni spune cuvântul Dumnezeu în Coloseni 18. El este capul trupului al bisericii. El este începutul cel întâi născut de cei morți, pentru că în toate lucrurile se aibă întâietatea. Fiți atenți! Iisus le în toate lucrurile. Noi suntem știți că în probleme religioase să aibă întâietate. Nu! Iisus vrea în toate lucrurile să aibă întâietate. Vă rog să rețineți cuvântul acesta. În toate lucrurile Iisus vrea întâietate. În toate lucrurile Iisus vrea prioritate. Cei care mai călătoriți cu vizerul, știți că sunt două, două cozi. O coadă e prioritate, nu? Priority și o coadă e... Mai mulți sunt dincolo decât la prioritate. Dar la prioritate plătești mai mult. Respectă ideea de prioritate. E ales să ai prioritate, plătești mai mult și ai prioritate. Dar pentru noi în viață, Iisus trebuie în toate lucrurile să aibă întâietate. Mărturisește la cina Domnului în ce lucruri nu are Iisus prioritate. John MacArthur Jr. spune în, în cartea Evanghelia după Iisus ce experiență a avut. Spune că a mers într-o biserică și a predicat. Și au fost dus la masă de un patron. Mergeau cu mașina pe lângă o clădire mare. Zicea patronul, acesta este bordelul meu. Să s-a îngrozit. Și frate, dar cum bordel, cum... Dar zice, duminica e biserică în celelalte zile, nu? Dumnezeu nu vrea să aibă prioritate doar duminica. Dumnezeu vrea să aibă prioritate în fiecare zi. Dumnezeu nu vrea să aibă prioritate doar în probleme religioase. Ce căuta ăla membru de frunte a bisericii să aibă bordel și măcar să fi tăcut. Nu? Dar s-a lăudat, uite, asta e bordelul meu. Atât de pierdut în spațiu. Aș vrea ca în viața noastră, în toate lucrurile, Iisus să aibă întâietate. În toate lucrurile, învățătura lui Iisus să aibă întâietate. Și asta trebuie să mărturisim la cina Domnului. Doamne, iartă-ne că n-ai avut întâietate în toate lucrurile. Iartă-ne că nu ți-am dat prioritate. Și ajută-mă acum la această cina Domnului din septembrie să-ți dau prioritate în viața mea. Pentru că cina, cina, Domnului ne schimbă, dragii mei. Are efect asupra noastră, trupului nostru, a Domnului. Are efect asupra sufletului nostru, are efect asupra Duhului nostru. Cina Domnului e mai mult decât un simbol. Cina Domnului ne atinge Isus. Isus să ne atingă în dimineața aceasta. Spune în 1 Ioan 5 cu 28, un lucru care mi se pare neobișnuit. Copilașilor, păziți-vă de idoli. E ciudat cum se termină unul Ioan. Nu se termină harul și pacea Domnului să fie cu Pavel termină așa, harul și pacea lui Dumnezeu, harul să fie cu dul vostru. Ioan nu termină niciun har, nicio pace nu spune. Știți cum se termină Ioan epistola? Așa ca un rămas bun. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Dar cui se adresează? Fiți atenți. Nu, nu, erau icoane în biserică în vremea când scrie Ioan. Nu erau statuete în biserică. Nu imediat așa interpretăm. Idol, statui, nu erau. Dragii mei, când scrie Ioan, nu erau statui, nu erau icoane în biserică. Asta o părut mai târziu. Atunci ce sunt idolii? Cum ne ne spune noi Ioan să ne păzim de idoli? Ce sunt idoli? Vorbea bisericii. Fiți atenți, pericolul ca idolii să domine viața voastră. Păziți-vă de idol, spune comunității creștine de din biserica primară. Știți ce este un idol? Oricine și orice care e a locului Dumnezeu în viața ta. Poate fi un om, poate fi mai mulți oameni, poate fi un lucru. Știți de ce? Idolul nu vrea prioritate corectă în viața ta. Idolii vor pe primul loc să fie în viața ta. Să înțelegi acești idoli nu înseamnă statui și icoane. Acești idoli reprezintă tot cei pe locul în viața ta și nu Dumnezeu. Și noi trebuie să ne păzim, că ușor poate fi. Spune Noul Testament despre lăcomia, nu? Care e închinarea la idoli. Ușor poți să cazi în capcana lăcomiei. Hai să-mi iau 3-4 servicii, să muncesc și duminica, să nu vin la biserică. Deja e lăcomie nu trebuie Dumnezeu, nu trebuie biserica, ha, frate, dar trebuie să fac atâtea lucruri. Prioritate trebuie să faci din Dumnezeu. Prioritatea noastră să fie Dumnezeu. Spune Apocalipsa 22, cu 12 și 13. Iată, eu vin curând și răsplata este cu mine ca să dau fiecare după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel de întâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Isus va da fiecare după fapta lui. Iisus va reveni. Vom lua cina Domnului până vine Iisus și va da fiecare după plat. Iisus spune, eu sunt alfa. E prima literă în alfabetul grecesc. Eu sunt începutul. Eu sunt cel din tăi. Isus vrea să fie cel din tăi în viața ta. Te întreb astăzi la cina Domnului, este Isus cel din tăi în viața ta? Este El cel din tăi? Domnește El în viața ta? Stăpânește El în viața ta? Dacă răspunsul este nu, la această cina Domnului smerește-te. Și spune Iisus, vreau să fii cel din tâi în viața mea. Vreau ca în toate lucrurile tu să ai întâietatea. Vreau această problemă a priorității să se rezolve în viața mea. Aceasta a fost a doua problemă. Aud multe, mă, opresc doar la câteva. A doua problemă care a fost în viața Mariei și Marte. Problema priorității. Maria a ales prioritatea corectă, Iisus. Marte a ales prioritatea greșită. Inima împărțită cu multă slujire. Activismul. Isus n-a stat mult acolo. Putea să facă probleme aceea și mai târziu. Sau să pună pe cineva. Sau să găsească altă soluție. Cât timp Isus era un timp scurt acolo. Nu și-a petrecut Iisus zilele acolo. Trebuia să aibă prioritate Isus. Dragii mei, Hristos vrea să fie pe locul 1. Locul 1 Hristos în viața ta și a mea. Dacă e pe locul 2, ai un idol pe locul 1 și s-ar putea idolul acela să fie zdrobit. Știu un caz care m-a cutremurat. Doi tineri se iubeau. Erau pocăiți, serios. Numai că fata a făcut idol din băiat. A recunoscut mai târziu. A pus înaintea lui Dumnezeu pe iubit. A recunoscut. Băiatul a fost înainte de Dumnezeu. S-au hotărât să se căsătorească. Unul a zis, eu vreau să mă căsătoresc vara. Celălalt a zis, vreau să mă căsătoresc toamna. Și fiecare a vrut să lasă celălalt, dar n-a lăsat niciunul. Și s-a rupt toată relația lor. După ce s-a rupt relația, a recunoscut fata. L-am făcut idolul meu. Dumnezeu se drobește idolii așa ca El să fie pe primul loc. Nu idolii. Dumnezeu să ne ajute la problema aceasta a priorității. Altă problemă este problema necesității. Spune Iisus așa, dar un singur lucru trebuie. Marta, nu era o necesitate ce ai făcut tu. Hai, că e foc și cineva stinge incendiu. Nu, nu era așa ceva. Și explică Iisus lui Marta, un singur lucru trebuie. Adică e necesitate pentru un singur lucru. Toată viața ta este așa, un haos. Nu știi de ce să te apuci, dar un singur lucru trebuie. Este această necesitate de a asculta de Iisus. Această necesitate de a asculta de cuvântul lui Iisus. Este această necesitate de a sta la picioarele lui Iisus. Stăm acum la această cine la picioarele lui Iisus și îi mulțumim că și-a vărsat sângele pentru noi. Mulțumim. Îi mulțumim că și-a frânt trupul pentru noi. Amin. Foarte importantă participarea la cina Domnului. E practic stai la picioarele Domnului. Marta, un singur lucru trebuie. Această problema necesității. Se spune așa în cuvântul lui Dumnezeu, în Ioan 3, cu 7, nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Din nou apare cuvântul trebuie, această necesitate. Avem o criză a nașterii din nou în bisericile noastre. Și vorbesc foarte deschis. Nu înseamnă că dacă te-ai născut într-o familie de pentecostali, ești născut din nou. Nu înseamnă să știi. Nașterea din nou e diferită de a te naște într-o familie de pentecostali foarte bine. Sau familie evanghelică, sau familie creștină. Nașterea din nou e altceva. Când Dumnezeu intră în viața ta și te schimbă. Și este nașterea din nou despre care vorbește Ioan. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică pe Isus, în inima lor. Le-a dat dreptul să facă copiii ale lui Dumnezeu. Născus nu din carne, nu din sânge, nu din voia vreunăm, ci din Dumnezeu. Nașterea din nou e unirea cu Dumnezeu. Nașterea Dumnezeu e Dumnezeu în inima ta. Nașterea din nou e Isus în inima ta. Nașterea din nou e Duhul Sfânt în inima ta. Și trebuie să vă naște din nou. Poate te-ai născut doar într-o familie creștină, dar nu te-ai născut din nou. E o necesitate, trebuie să vă nașteți din nou. Nașterea aceasta este prin Cuvântul Lui Dumnezeu. Nașterea aceasta este prin Dumnezeu. Spune Cuvântul Lui Dumnezeu o altă necesitate, spune în Luca 4, cu 43, trebuie să vestesc Evanghelia Împărățirii Lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Adică trebuie să vestesc Evanghelia și în alte cetăți. E o necesitate să vestim Evanghelia. Și mulțumim Lui Dumnezeu pentru această lună august. Fie că au fost puțini ascultători, fie că au fost mai mulți ascultători, în parcurile orașului, în cetăți, în piețele, s a vestit Evanghelia. Trebuie să fie Dumnezeu pentru asta. Trebuie să vestesc Evanghelia. Fie că a plouat, fie că n-a plouat fie că erau cinci care i-a ascultat, fie că au fost cincizeci, fie că au fost mai mulți decât din și doar câțiva, și atunci a meritat. Și pentru un singur om a meritat. Când am împărțit în parcul Brătianu Biblii, pliante, unii oameni au stat și apoi au citit. Au citit, E sămânța care e sădită în inimă. Practic noi aruncăm sămânța. Noi nu pocăim pe nimeni. Dumnezeu pocăiește, să știți. Datoria noastră este să aruncăm sămânța. Nu pot pocăi pe nimeni. Dar pot arunca sămânța. Asta a fost. Luna asta am aruncat sămânța. Fie prin pliante, fie prin Noul Testament, fie prin Biblie, fie printr-o cântare, fie printr-o predică, fie printr-o mărturie, fie prin text citit. Ne-am aruncat sămânța. Dumnezeu este cel ce. Dumnezeu este cel ce pocăiește. De aceea a fost o lună cum n-a mai fost în istoria orașului. 31 de zile. E adevărat. Nu a fost ca evanghelizare pe stadion. Dar a fost o lucrare care a contat. Fie cu oameni puțini, fie cu... Nu trebuie să disprețuim că sunt oameni puțini, dragii mei. Noi cu toate suntem orientați doar spre mase mari. Nu! De la un singur om începe. să sămânța într-un singur om. Dumnezeu să ne dea această râvnă de a transmite cuvântul lui Dumnezeu. 2 Petru 3 cu 11 ne prezintă un alt lucru care trebuie. Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi pentru o purtare sfântă și evlavioasă? Dragii mei, noi trebuie să avem o purtare sfântă și evlavioasă. Iată o altă necesitate. Purtarea sfântă și evlavioasă. Tot mai mult oameni în jură vorbesc atât de urât. Problema este că vorbesc urât șefii, liderii, oameni în funcție înalte, vorbesc urât în jură, E, nu e o purtare sfântă, e o purtare scârboasă. Vorbirea murdară e o purtare scârboasă. Devine tot mai mult un mod de a fi. O purtare scârboasă prin vorbe și fapte. Dar zice, voi trebuie să aveți o purtare sfântă și evlavioasă. Acum la cine Domnul ne punem întrebarea. Doamne, am avut o purtare sfântă și evlavioasă? Dacă n-am avut, te rog să mă iați. Pentru că foarte mult contează cererea de iertare la cina Domnului. Foarte mult contează curățirea prin sângele meu la cina Domnului. Foarte mult contează să ne cercetăm. Pe asta ne cercetăm. Cum a fost viața noastră, cuvintele noastre, faptele noastre. Nu ce emoții am avut, dacă am fost curentați din cap până jos. Nu, ne cercetăm viața, dragii mei. Și ne cerem iertare și ne îndreptăm. Noi am avut o purtare sfântă și evlavioasă. Unii sunt bătăuși, să știți, unii se mai bat, mai dau câte un pumn, mai așa. Violență în familie, violență în societate. Ai nu-i purtare sfântă și evlavioasă? Să dai pumni în stânga și dreapta și apoi te scuzi. Oh, M-am răcorit. Nu, e răcorit. Purtare murdară. Noi trebuie să avem o purtare sfântă. Domnul să ne învețe să avem o purtare sfântă și evlavioasă. E altă, altă necesitate. Și în fapte 14 cu 22 este ceva care nu ne place. Mărturisesc că nici mie nu-mi place. Dar e o necesitate. Fapte 14 cu 28. El îi îndemna să stărie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Asta nu-mi place, mă trezesc. că adică multe necazuri, trebuie multe necazuri. spune, trebuie să intrăm prin multe necazuri. Dar, Doamne, nu mă pot scuti. Hai, Doamne. Nu! Dumnezeu nu scutește pe nimeni de necazuri. Poate este această învățătură că dacă vii la Hristos, nu mai e necazuri, vei fi milionar, sănătos. Biblia prezintă altceva. Când Împărăția Lui Dumnezeu trebuie să intre în multe. Încă stau și mă gândesc, dar, dar de ce? De ce nu pot intra în Împărăția Lui Dumnezeu fără necazuri? Dumnezeu ne încearcă credința. Cei care vor să intre în Împărăția Lui Dumnezeu vor avea credința încercată și necazurile ne încearcă credința. Ce faci în necaz? Soliciți ajutorul divin? Ce faci în necaz? Apelezi la Dumnezeu? Te porți în necaz cum te învață Iisus să te porți? Suntem testați. Necazurile, la or Și rolul să ne curățească, să ne testeze, să ne încerce, să ne antreneze pentru un lui Dumnezeu. Necazurile nu sunt să ne umilească. Dumnezeu nu-și bate joc de noi prin necazuri. Necazurile sunt spre binele nostru final. Trebuie să intrăm prin multe necazuri. Dacă ești acum într-un necaz, așa să te încurajezi. Mulțumește lui Dumnezeu. Și cere ajutorul lui Dumnezeu să ieși din necaz. În cina Domnului mărturisim, Hristosul care a murit, care a fost răstignit, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, mijlocește pentru necazurile noastre. Da, trebuie să intrăm prin multe necazuri, dar avem un mijlocitor pentru noi, care îi pasă de necazurile mele. Hristosul de care, cu care ne vom împărtăși, îi pasă de necazurile noastre, slăvit să fie El. Și ultima problemă, la care vreau să mă opresc, e problema îngrijorării. Versetul 41. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Ma, Iisus a uitat la Marta și a văzut că era plină de îngrijorare. Poate și tu te apropii de cina Domnului plin de îngrijorări. Pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Știi ce trebuie să faci cu aceste îngrijorări și frământări? să le lași în mâna celui răstignit și în viață. Doamne, lasă în mâna ta aceste îngrijorări. Lasă în mâna ta aceste frământări. Ni se spune Matei 25, 25 la 34, nu vă îngrijorați de viața voastră. Ajunge zilei în ei. Să drămuim povara. Ajunge zilei în ei. Deci Iisus, nu vă îngrijorați de viața voastră. Noi trebuie să fim diferiți de lume în modul cum percepem îngrijorarea. Și tot Cuvântul Lui Dumnezeu spune în Filipeni 4 cu 7, nu vă îngrijorați de nimic. Iar mă pune pe gânduri versetul ăsta. Chiar de nimic, Doamne, să nu mă îngrijorez. De nimic! Cine orice lucru, aduceți cele voastre la cunoștința Lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cer cu mulțumiri și pacea Lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Nu vă îngrijorați de nimic. Marta s-a îngrijorat de multe lucruri ne apropiem de cina Domnului. Și Hristosul acesta ne spune să nu ne îngrijorăm, ascultăm de El sau nu. Lasă îngrijorarea, lasă frământările în mâna Lui Dumnezeu. În mâna Hristosului răstignit și înviat. Avram a zidit un altar, Domnul a purtat de grijă, e o aire. Atunci când a vrut să-L jertfească pe Isaac. Așa să fie pentru tine la această cina Domnului acest nume lui Dumnezeu pe buzele tale, Domnul va purta de grijă. Eu mă apropiu de cina Domnului cu Jehova pe buzele mele. Că Domnul îmi de grijă. Eu cred și mărturisesc. Mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului și știu Hristos este regele regilor și Domnul Domnilor și la are putere să-mi de grijă. Nu este un Hristos neputincios. Este Hristosul înviat care domnește în cer și pe pământ. Hristos a zis, am toată puterea în cer și pe pământ. Și să nu-ți de grijă El, Vreau la cine asta Domnului, să recunoști că El este regele care îți poartă de grijă. Și trupul tău, sufletul tău, Duhul tău să se liniștească, să se odihnească. Pentru că cine a Domnului ne dă și pace, cine a Domnului ne liniștește. 1 Petru 5 cu 7 spune și aruncați asupra Lui toate îngrijorile voastre, că El însuși îndește. Fiți atenți, zice toate. Unii aruncă doar 50% de îngrijorări, alții 70%. Aș vrea să arunci toate îngrijorile asupra Lui Iisus. Te vei împătăși cu acest Hristos. Aruncă toate îngrijorările asupra Lui. Să fie cinea Domnului în momentul în care arunci asupra Lui toate îngrijorările tale și El promite. El însuși îngrijește de voi. Eu să închei cu cuvânturile lui Isus. Maria și ales partea cea bună. Problemă de mustrare, problemă de prioritate, problemă de necesitate, probleme de îngrijare Sunt și altele, mă presați. Maria și-a ales partea cea bună pe Hristos. Să alegi și tu pe Hristos. Te aleg mereu, te aleg mereu. Din miile de căi din lume. Iisus, Mântuitorul meu. Amin.